Uite, acum suntem în țara lui Gheorghe și lui Gheorghe. Acum eu sunt un fel de ciorbă. Doar așa este pe ochelari. Deci l-am avut primul Gheorghe pe Gheorghe. Gheorghe. Ciorbă. Și acum l-avem al doilea Gheorghe pe Băsel. Bă, când vom vota și niște oameni normali, bă. Asta că era tot procuror de la handicapat. Nu știu cum dracu de stăteau tinare tot din într-o parte. Nu putea să-și facă și el o ramă de aia în pula mea și avea de aia luate din târg. Ca băbăciunile alea, pula mea, cu pensia de CAP, se duce și ea de alea, zice, de la ruși. Și e de la moldoveni. Le duce, bași de alea cu cine știe ce pula mea de dioptriței. A făcut aia plasticul ăla cum l-a făcut, de aia era, bă. A zis, aoleu, ce săracii. Și îl voi da propaganda de partid. Era de la PNT ăla. Băi, ăsta e cel mai bun penețist, că stă la guvern, că era pensionistul ăsta, până la 15 noaptea. Uite ce pula mi face? Păi, băi, nu e sănătate. Că nu e un program de lucru ziua. O, stătea noaptea și ținea pe miniștrie acolo. Și cred că, bă, se futea în cur unul pe altul. Da, că e țara lui Gheorghe și lui Gheorghe.